Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent și cred că s-ar putea să fie și ultima din această săptămână, pentru că am și eu nevoie de timp să mă regenerez, de timp pentru familie și de odihnă. Și voiam să vă urez de asemenea tuturor să aveți sărbători frumoase, să vă bucurați de momentele pe care le aveți alături de cei dragi și să prețuiți cu bucurie fiecare zi, pentru că să știți că viața este un dar, un prilej prin care putem crește, putem deveni mai înțelepți, mai buni și putem evolua. Drept urmare, urarea mea cea mai de suflet pentru voi este să aveți cât mai multe salturi în conștiință și să chestionați cât mai mult realitatea pe care o vedeți și o percepeți, pentru a vă asigura că trăiți în adevărul absolut și că sunteți cea mai bună versiune a voastră din fiecare moment prezent. Să vedem ce ne aduce energia de astăzi, așa cum v-am obișnuit deja. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, luați în considerare că citirea este generală, colectivă și vă rog, dacă nu rezonați cu mesajele, să mergeți mai departe pe drumul vostru. Să pornim! Pentru relație, planul material și cel emoțional sau sănătate. Acestea sunt cărțile oracol, iar acestea sunt cărțile din tarotul viceversa. Sunt noi, abia ce le-am primit. Și să vedem ce ne transmit. Le-am curățat. Avem un felul următor. Grădinarul, numărul 27, căutarea echilibrului interior prin atingerea armoniei depline și natura. Grădinarul, de unde ne tragem și către ce ne îndreptăm? Cine sunt eu în această relație și către ce mă îndrept? Sunt și lucruri trecute, apuse, există un istoric aici și cu toate astea am continuat să înfloresc în lumina soarelui. Avem soarele, 10 de cupe, asul de spade, 2 de spade, preotul și împăratul. Ce frumos! Dragii mei, pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o căsnicie stabilă, pentru că am împăratul aici și preotul, căutați alinare. Posibil să fi traversat recent o stare emoțională de ușoară tristețe, apa aici este tulbure, am și ceva trăznete pe cer, iar aici preotul are o mască. S-ar putea să traversați sau să fi traversat ceva stări emoționale complicate sau să vă întrebați dacă căsnicia voastră are cu adevărat sens sau ce se petrece exact în căsnicia voastră, pentru că partenerul vostru pare într-adevăr stabil cumva emoțional, dar în egală măsură și ușor rece și neimplicat. Tocmai de aceea
Asul de spade în acest context poate însemna o discuție amplă, serioasă și profundă cu partenerul vostru de viață pentru a clarifica eventualele provocări pe care le aveți și pentru a vă regenera, pentru a ajunge la armonie. Pentru foarte mulți dintre voi, s-ar putea să fiți în fața unei oportunități formidabile de a sta de vorbă cu persoana la care voi vă gândiți, cu persoana voastră de interes, după o lungă perioadă de vreme, să fiți ușor timizi, ușor timorați, teama de necunoscut este absolut normal aici, să aveți acest tip de trăire și să vă întrebați oare către ce anume vă îndreptați, pentru că vă doriți din suflet o comuniune, o conexiune cu această persoană. Pentru alții dintre voi, persoana voastră de interes posibil să fie căsătorită, voi să nu fi știut acest lucru și acum să aflați, în fața voastră să fi pozat cumva încrezători, în timp ce ei în sufletul lor să aibă o furtună interioară deosebită. Deci ceva în această căsnicie să nu meargă neapărat foarte bine. Uitați așa în combinația asta, pare că este totul roz, dar nu prea. Pentru alții dintre voi s-ar putea persoana la care vă gândiți voi acum, în urma înțelegerii vremurilor trecute sau pentru că se apropie sărbătorile, cine știe, să aibă o apăsare, să simtă un dor și să ia o hotărâre puternică de a vă scrie, de a vă transmite, de a vă căuta acest lucru cu încredere, cu gândul la momentul prezent, fără să aibă vreo proiecție foarte măreață sau pentru un viitor îndelungat, ci să trăiască acum în momentul prezent, să simtă așa o dorință puternică de a vă vedea și de a vă strânge în brațe. Să vedem mai departe ce informații mai putem obține de aici. Ce înseamnă grădinarul? Cumva ajungeți amândoi la o concluzie că ați udat, da, această emoție, ați turnat emoții, ați vărsat emoții, unii dintre voi și lacrimi, care nu aveau sens și că puteți trăi și bine, puteți să fiți și fericiți. 10 de monede. Aici vorbim despre cineva căsătorit, poate voi vă gândiți la o persoană căsătorită și nu știți exact ce se petrece acolo. Pentru unii dintre voi, persoana aceasta, deși a pozat în nefericire, s-ar putea să fi pozat greșit, să vă fi indus pe voi în eroare și el, ea, să fie de fapt fericită. Pentru alții dintre voi, s-ar putea ca voi să fiți aceștia și să ajungeți împreună la concluzia că cel mai bine este ca voi doi să fiți un cuplu. Deci grădinarul înseamnă uniune, căsătorie, relație stabilă. Amândoi vă doriți o relație stabilă. Pentru doi de spade, steaua. Amândoi vă doriți să vă simțiți ușurați, amândoi vă doriți vindecare, s-ar putea ca voi doi să fiți la depărtare. Captez mai multe energie aici. Energia unui cuplu sau unui grup de oameni care își doresc foarte mult să se apropie și într-adevăr partenerul vostru să gândească la fel, noi doi gândim la fel și simțim la fel. Iar pentru alții dintre voi, chiar dacă ați avut obstacole, probleme și impedimente, să vă fi dat seama în ultima perioadă că totuși sunteți făcuți cumva unul pentru celălalt. Iar asul de spade să vină cu lumină, cu claritate și cu o discuție importantă care va schimba clar la 180 de grade direcția relației voastre. Asul de spade vine cu eremitul, care spune că înainte a fost tăcere, poate ați fost separați sau poate v-ați abținut, dar acum puteți clar să comunicați răspicat, din suflet, cu încredere, ceea ce simțiți.
Pentru împărat, aici vorbim despre o perioadă în care nici voi, nici persoana voastră de interes nu ați fost dispuși să stați de vorbă, să discutați sau ați avut orgoliu, credințe proprii, fiecare a ținut la stabilitate. Fiecare a ținut la a se proteja pe sine. Patru de monede ne vorbește despre stabilitate. Vom discuta acum ce este cel mai bine să facem pentru noi înșine, pentru noi ca și cuplu, astfel încât să ajungem la stabilitate. Împăratul vine cu regele de spade, cu a discuta clar și fără traumă, fără implicare emoțională, adică vorbim ca doi oameni maturi și înțelepți, înseamnă în acest context, posibil persoana voastră de interes să fi fost în tăcere, da, până acum, să se fi izolat, să nu fi vrut să discute, dar dintr-o dată să se deschidă, iată că am 8 de bâte, comunicare, vedeți, aici sunteți voi în centru și toate drumurile duc către sufletul vostru. Cineva își deschide sufletul, cineva este dispus să vorbească, cineva este dispus să se îmbrățișeze cu voi, să vă țină în brațe, iar pentru 10 de cupe avem asul de monede. O oportunitate stabilă, cineva revine aici la niște sentimente foarte bune, cineva aici își dorește foarte mult să fie cu voi. Pentru tine, cel care mă asculți acum, oportunitatea de a o lua de la început cu cineva este fabuloasă. Pentru cei care sunteți singuri, să știți că aveți posibil un admirator secret. Pentru cei care sunteți singuri și vă gândiți la o persoană care este căsătorită, veți afla acest lucru sau vă gândiți la cineva și nu știți de ce nu aveți acces la acea persoană, veți afla că este căsătorită posibil. Pentru alții dintre voi, persoana care era căsătorită acum sau este căsătorită acum, în cazul în care nu știați, este reținută din perspectivă materială, din cauza banilor, pentru că nu poate face partajul sau ceva de genul acesta și s-ar putea să fie într-o căsătorie doar de conveniență. Iar pentru cei care sunteți complet singuri, puteți zilele acestea, 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni, cam așa, să se, în acest interval de timp, să cunoașteți pe cineva care să vă fie alături de acum și pentru cât veți decide voi ca timp. Foarte frumoasă energia. O carte aici. Foarte frumoase cărțile, foarte bună energia. Speranța. Numărul 38, 11 și semnul taurului. Îmbrățișări. Veți simți căldura sufletească a cuiva în preajma momentului în care vizionați această înregistrare sau cunoașteți pe cineva sau este momentul vostru în care vă simțiți mulțumiți cu voi înșivă, cu starea voastră interioară. Pe plan material avem nu plouă astăzi. Foarte frumos, soare, 9 de bâte, cavalerul de monede și îndrăgostiții. Nu plouă astăzi și vă simțiți bine, da? Aici 9 de bâte spune, sunt într-o luptă, sunt după o lungă perioadă de controverse, sunt... Poate, nu știu, am tras foarte tare să mă echilibrez financiar, am luptat, am făcut tot posibilul, dar am realizat, poate, ați realizat poate unii dintre voi, că dacă muncești mai mult, nu înseamnă neapărat și că vei câștiga mai mult, ci din contră, vei fi doar mai obosit. Pe planul acesta financiar, s-ar putea să nu fiți împliniți neapărat la maximum cum vă doriți voi, dar aveți o opțiune aici, aveți o alegere de făcut despre cum să faceți lucrurile să fie în favoarea voastră. Fie vă mulțumiți cu ceea ce aveți, fie, din nou se repetă cavalerul de monede și asta înseamnă să fiu mulțumit cu ceea ce am, fie puteți să faceți o schimbare dacă nu sunteți mulțumiți în acest moment de ceea ce aveți. Deci pe planul material cumva simt că aveți ce vă trebuie, dar cumva vă lipsește ceva în plus.
o opțiune, unii dintre voi analizați așa, poate aveți timp liber, ce să faceți de acum înainte, simțiți că este nevoia și timpul să faceți o schimbare și aveți steaua, unii dintre voi vreți să vă mutați din țară, alții dintre voi vreți să vă schimbați serviciul, iar alții dintre voi vreți să începeți niște studii. Acest lucru vă spune în felul următor, orice decizie ai lua te va ajuta să te simți bine, să te împlinești pentru moment și cu toate astea este necesar să faci niște planuri pe termen lung. Deci nu ceea ce vei decide în acest moment este neapărat important pentru momentul prezent, ci pentru viitor. Sau mai bine spus, decizia la care voi trebuie să vă gândiți acum foarte bine și să o analizați trebuie să implice un termen mai lung, viitorul vostru. Casa 11 a vărsătorului. O carte aici. Tranziție, numărul 11, aveți de două ori 11. Racul, casa, posibil da, să vă doriți să vă schimbați domiciliul, să doriți să schimbați țara, locul sau să vă schimbați serviciul. Sunteți într-o perioadă de tranziție și aveți alegerea. Dreptul să alegeți, posibilitatea să alegeți acum ceva ce este mult mai bun pentru voi. Să o faceți cu încredere. Pe planul emoțional avem asul de cupe, 4 de monede din nou, 3 de monede se leagă de acest aspect, 4 de monede este aici și avem, se schimbă anotimpul, 4 și 2. Fie primiți o vizită de la cineva când începe să se încălzească afară și mă raportez strict la clima din țara în care sunt eu. În acest moment este primăvară, dar este încă frig. Deci se încălzește. Mă gândesc așa la luna mai-iunie ca interval. Și abia atunci puteți să vedeți cumva, sub o formă sau alta, o ameliorare. Și la nivel de sănătate s-ar putea să fie nevoie să faceți ceva în legătură cu sănătatea voastră care să vă aducă vindecare în acel interval de timp, dar și să vă deblocați din această energie stagnantă, din această nevoie de a ști, de a avea, de a controla, pentru că de îndată ce vă eliberați de 4 de monede, care este o casă karmică, da, în astrologie casa 4-a, veți putea beneficia de frumusețea vieții la nivel de inimă, iubire de suflet, cu un partener stabil alături. Pentru alții dintre voi, cred că luna iunie vine cumva cu o încununare a unor eforturi profunde și îndelung depuse de a fi în parteneriat cu cineva. Cred că unii dintre voi ați fost într-o relație de trio amoros care în sfârșit se finalizează. Cred cu tărie acest lucru. Mi se amestecă atât de des cărțile. Fac ce vor ele însele, nu ce le spun eu. Au și ele identitatea proprie. Pentru 4 de monede vreau o carte. Regina de spade. Aici este arhetipul unei persoane divorțate, deci posibil să ieșiți dintr-o relație de trio amoros pentru cei care vă regăsiți în această situație și în sfârșit dragostea voastră să devină oficială. Iar pentru cei care, nu știu, sunteți la depărtare, sunteți separați, trebuie să vă trasați voi o linie pe care doriți să mergeți și să o reflectați în exterior. Pur și simplu să vă simplificați viața. Vreau să mi se întâmple asta, asta și asta. Am asta, asta și asta. Am tot ce-mi doresc. Și atunci veți vedea că universul va conspira, da? Va conlucra cu voi pentru ca voi să ajungeți la iubirea aceasta și în parteneriat de succes cu cineva. Niște abordări sănătoase, niște abordări cu minte limpede. Asul de cupe aici are legătură cu 4 de băte, relație. Deja am spus că există potențial să ieșiți dintr-o relație de trio amoros sau să intrați într-o relație stabilă cu cineva, dar de îndată ce statutul vostru legal sau divorțul vostru se va
pronunța. Sau al acestei persoane, iar pentru 3 de monede avem 4 de cupe. Până atunci cumva vă luptați cu morile de vânt sau este ceva de genul fiecare la casa lui? Pentru cei care sunteți singuri, puteți, da? Dar trebuie să scăpați de această energie joasă. Fie trebuie să schimbați locul, fie trebuie să schimbați ceva în rutina voastră de zi cu zi, în modul în care gândiți, pentru că este ceva neclar acolo. Sau să fiți recunoscători pentru că nu sunteți. Indiferent de vârsta la care ați ajuns, trebuie lăsat trecutul unde este. Privit cu înțelepciune către trecut. Nu cu energie joasă, nu cu regret, nu cu furie, nu cu teamă. Cu înțelepciune, cu detașare, cu obiectivitate și cu iertare. Pe voi vă iertați, pe nimeni altcineva. Pajul de bâte. Veți vedea acțiune aici, cineva clar renaște. Este focul cosmic, simte plăcerea de a trăi, se dezgheață, vedeți, avem o antiteză între gheață și foc. Și aici avem 5 de monede. Trebuie să vă lucrați puțin trauma de abandon. Toți avem, toți, inclusiv eu, nu există om fără. Prima traumă de abandon pe care o înregistrăm este la naștere. Ca să nu mai spun că s-ar putea ca prima să fie momentul în care mama află că este însărcinată cu noi. Trăirea pe care o are atunci produce prima traumă. Și avem 10 de monede. Vedeți ca și aici. Deci toate drumurile duc către 10 de monede, către stabilitate, către împlinire. Unii dintre voi către împlinire financiară puteți ajunge dacă asta vă macină, alții dintre voi către familie. Aici, cumva, o familie se încheie, o familie se naște. Deci, încheiați o relație care trebuie să se închidă și bă, intrați într-o altă relație potrivită vouă unde trebuia să fiți. Poate unii dintre voi ați făcut un ocol. 10 de monede este împlinirea în planul fizic, iar 10 de cupe este împlinirea spirituală, din punctul meu de vedere, adică aceea de suflet. Iar aici avem protecție, numărul 9 și berbecul. Începe ceva foarte bun, se mișcă lucrurile, intervine, există acțiune. Da? Aveți cale liberă către a acționa, dar dintr-o perspectivă foarte înaltă, 9 este cifra îndumnezeirii, chintesenței divine din noi. Este un capăt de drum unde trebuie neapărat să fiți înțelepți. Regina de spade, să aveți mintea clară pentru a putea aprinde din nou focul cosmic, adică a trasa o nouă intenție care să vă permită să ajungeți în 10 de monede. Trebuie eliberat 5 de monede trecutul și ce a fost acolo. Și nemulțumirea. Vedeți că sunt două cărți care spun trecut și nemulțumire și când spun asta spun real și așa este. Noi nu suntem mulțumiți, nu suntem, veșnic suntem nemulțumiți, veșnic. Știu și de ce, dar este subiectul unei alte discuții. Așa suntem împinși să fim veșnic nemulțumiți. Talismanele. Numărul 8, planul fizic și leul, luna 8, luna august. Voința inimii. Uitați, suntem nemulțumiți, vedeți? Mi-au ieșit care erau șansele. Peștii aceștia lipsiți de armonie și optul de spade. Deci trebuie să ieșiți din opt de spade. Un început foarte bun pentru foarte mulți dintre voi în toamnă sau sunteți fecioare, sunteți lei cu marcaj pe fecioară. Intenții noi care apar acum în berbec pe 20, care vă ușurează viața, am un fulg, o pană, în relație, alături de un suflet pereche, care se poate prezenta în viața voastră, poate nu este așa cum vi-l doriți voi, dar este noroc, din nou noroc, niște sincronicități din univers puse acolo pentru ca voi să fiți bine, lucrurile se vor desfășura. Atenție că abuzați de dulce și ar trebui să mergeți pe cale naturală sau este ceva artificial în viața voastră de care trebuie să scăpați și să vă aliniați la ceva natural. Avem inițialele MI, GQ,
NP U. Ne uităm imediat ce spun. Bucurie, pasărea Phoenix. Foarte mulți dintre voi vă aflați la un nou început de drum aici. Avem un berbec, o ancoră, devine stabil totul. Intrați pe o linie temporală stabilă sau să vă liniștiți puțin zilele acestea. O dragoste, o împlinire, o vacanță. Unii dintre voi veți pleca într-o vacanță sau vă relaxați pur și simplu. Avem aici, mai ales la nivel financiar, nu plouă astăzi, umbrela strânsă și palmierul. A ieșit soarele. Iată, sunteți doi, da? Doi oameni stabili. Iar această sirenă este pe jumătate, deci se încheie ceva. Am vulturul și broscuța țestoasă, scorpionul și racul. Se limpezește apa, poate stați lângă o apă. Unii dintre voi primiți un cadou și complimente, o cheie și o scrisoare, un mesaj neașteptat. Nu l-așteptați foarte mult dintre voi. Pasărea Phoenix. Se schimbă situația, o invitație în oraș de la cineva și la inițiale mai am V. Iar aici le voi lua pe acestea și vom face așa, primul cuvânt, viu. Simțiți că trăiți și am pajul de băte și asul de cupe aici. Simt că trăiesc. Cum spunea mamaia mea, memea mea, viu, viu, mamaie, viu. Vin. Deci cineva vine către voi. Aici avem VIP. Cred că aveți unii dintre voi legătură cu cineva care are o postură publică sau în comunitatea sa este cumva celebru, cunoscut, foarte cunoscut. Toată lumea îl știe, toată lumea o știe. Pin. Alții dintre voi. Pin. Primiți un cod de acces. Primiți un cod de acces care poate avea legătură cu cardul, fie vă angajați, fie primiți niște bani. Da? Avem aici minut, ceva de genul n-aduce anul ce aduce ceasul, o surpriză. Unii dintre voi veți primi o invitație în oraș, am mug, cană, pentru mine înseamnă pahar, pahar de vin, pahar de vin, deci primiți o vizită sau cineva vă invită sau cumva stabiliți o întâlnire cu cineva, o întâlnire, un parfum, vin, așa. Unii dintre voi, atenție la cățelușele de companie, la cățelușe, doamne, am zis cățelușe, atenție la cățeluși, la animale de companie, la ce beau, atenție să nu mănânce ceva de pe jos sau ceva de genul acesta, atenție la nervi, nu vă enervați, pumni. Fie sunteți foarte stresați și strângeți pumnii așa, fie sunteți foarte închiși, aveți aura foarte închisă și trebuie să vă relaxați. Trebuie să vă relaxați. Fie trebuie să simbolul dați cu pumnul în masă să luați o hotărâre. Așa. Numi. Unii dintre voi sunteți numiți, s-ar putea să vorbească cineva despre voi, nu neapărat de bine, pe unii de bine, pe alții de rău, dar s-ar putea să strâniți invidie, voi să fiți niște VIP-uri și lumea invidioasă pe voi. Ping. Avem aici un purceluș. Cred că unii dintre voi aveți provocări la proteina animală, să știți. Of, nu e bine cu carnea asta, nu e bine aici. Municipiu, veți vizita o capitală sau un oraș mare sau în acest oraș mare. Aveți o reușită. Give. S-ar putea cineva să vă ceară ajutorul, cu cât dați, cu atât primiți. Mai mult. Pum.
Cineva vă dorește foarte tare, ați strânit pasiunea cuiva, avem o Gina aici, sau Jean, din nou, o întâlnire, da, puteți sărbători, mergeți, sunteți invitați la un eveniment mare, gam. Atenție la aciditate din stomac, sau poate ar trebui să fiți mai relaxați, mai flexibili. In, în, un, o universitate. Unii dintre voi începeți niște studii sau dacă cunoașteți, aveți copii, cunoașteți pe cineva, iată, medicină veterinară, dacă aveți medici în familie sau copiii voștri au ceva de genul examene și așa, se apropie examenele, unii dintre ei s-ar putea să-și dea seama că nu asta vor să facă sau poate descoperiți că unul dintre copiii voștri nu mai vrea să urmeze facultate sau ceva de genul sau poate avea o reușită foarte mare, inginer. Inginer, ING, o bancă, poate aveți legătură cu Olanda sau cu un leu, vâm, mașină, asigurare pentru mașină, asigurare pentru casă, aveți grijă să nu vă expire. Unii dintre voi, atenție la stop, atenție la cum parcați, fără niciun fel de glumă, da, mașina și semnul de parcat, atenție la cum parcați, ce manevre faceți. Unii dintre voi să știți că veți primi o promovare, aici am vice president. Sau aflăm niște vești din astea globale, niște nebunii din politică. Nu știu ce m-am gândit la Statele Unite, acolo e treaba complicată. Aici putem avea om, om viu. Nu știu, poate aveți, am mișcat camera. Poate cineva are provocări de sănătate, liniștiți-vă că se rezolvă cumva. Minge, aveți legătură cu cineva atlet, cu cineva care practică sport și primește o promovare, copiii, iubitul, iubita, nu știu, sunt sportivi, s-ar putea să mergeți cu ei în turneu, să-i vedeți la televizor, nu știu, treburi de genul acesta și să vă bucurați. Sau cineva se retrage. Asta, la asta m-a dus cu gândul. Cineva se retrage. Sunteți în fața unei finalități sau persoana la care vă gândiți voi este la un final de drum și în sfârșit pentru voi se deschide oportunitatea de a fi împreună. Cam atât, dragii mei, să vă spun și semnele astrologice. La relație avem pești, toate semnele de pământ, săgetător, gemeni, avem taur, fecioară, pești foarte puternic, vărsător, leu, fecioară din nou, taur, balanță, toate semnele de aer și berbecul. La partea materială avem vărsător, balanță, taur, gemeni, fecioară, săgetător și cam atât. Iar la partea aceasta emoțională avem berbec, taur, gemeni, leu, scorpion, taur din nou, capricorn, toate semnele de apă, taur din nou. Destul de multă energie fixă. Ori este momentul să faceți ceva, ori energia vă spune să vă relaxați și să mai lăsați și viața să acționeze, energia să acționeze, pentru că aveți mult noroc și vă duce unde trebuie. Uitați câte talismane de noroc aveți aici. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez tare și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!